Gata, salutare, salutare, Alexandra! Salutare, Costin! Astăzi vorbim la doza de e-commerce despre social media și briefing și agenții, servicii și câteva ponturi. Și câteva ponturi, da, da. Și vorbim despre așa un fel de pastila de social media, dacă... Da, da, da. În cadrul doza de e-commerce la podcastul nostru, am zis că o să avem mai multe intervenții legate de social media cu Alexandra și mai vedem cu cine, dar în special Alexandra, și denumim secțiunea pastila de social media. Exact. Bun, Alexandra, hai să zicem pentru cei care ascultă prima dată, cine și ce faci aici? Eu sunt Alexandra, după cum bine știți și după cum a prezentat și Cosmin, sunt specialist marketing și social media manager în cadrul GOMAG de aproape 2 ani de zile. Sunt pasionată de tot ce mișcă pe net, în special de Facebook și mai ales de Instagram. Pasiunea pentru rețelele sociale s-a transformat în munca de zi cu zi la birou și cred că ăsta este motivul principal pentru care mă simt bine și în largul meu în acest domeniu. Să știm că asta ar fi și motivul pentru care nu am trac în fața camerei, îmi place să fac live-uri, îmi place să și scriu. Așa, și să zicem așa, pe scurt, la GOMAG mă ocup de conturile noastre de Facebook, de Instagram, scriu articole în domeniu, citesc foarte multe articole din străinătate, dar și din țară. Încerc să urmăresc și încerc să aplic tot ce este nou și tot ce este aplicabil până în punctul ăsta, în România cel puțin. Și pe lângă live-uri, video-uri, astăzi și primul episod din podcast. Da. Alexandra, ce înseamnă social media în 2020? Aș putea să definez 2020 într-un singur cuvânt. Creație. Da. Cosmin a tot vorbit și tot vorbește și va vorbi în continuare despre partea asta de creație în tot ce înseamnă procesul ăsta de e-commerce, marketing. Conținut. Conținut, începând de la crearea produsului, da, până la prezentarea lui, până la parte de video-uri și tot ce ține de social media. Eu zic că 2020 este despre creație. Se pune foarte mult accent pe inedit, pe idei strălucite, pe idei trăsnite și amuzante, dacă vreți. Acum depinde foarte mult de nișa în care activezi. O altă latură a anului 2020 pe partea de social media ar fi, să zicem, umanizarea. Umanizarea brandului, cum te poziționezi tu ca brand în fața oamenilor, cum comunici, ce căi deschizi spre a comunica cu oamenii și cu comunitatea ta. Este vorba despre, putem zice și implicare, dar cuvântul mai... Implicare, da, dar cuvântul mai în forță, să zicem așa, este umanizarea, pentru că toată lumea vrea să vorbească cu oameni, nu cu... Roboți. Cu roboți, da, sau să primească mesajele alea automate cu bună, ești aici, aha. Nu, toți vrem să vorbim cu oameni și ne simțim foarte, foarte bine atunci când suntem băgați în seamă de către brandul pe care noi îl îndrăgim. Da. Alexandra, ce tipuri de postări să abordeze? Ce tipuri de postări recomanzi tu, ai văzut tu că funcționează la noi? Să dăm exemple. Păi, în primul și în primul rând, știm cu toții că în ultimul timp au un engagement foarte, foarte crescut videourile. Da. Live-urile. Da. Scurte secvențe, scurte videouri, adică nu vă gândiți că atunci când noi vorbim despre fă un video și pune-l pe rețelele de socializare, nu vorbim de un video de 2-3 ore. Un video de 15 secunde, un video de 30, de un minut, de atâta timp cât crezi tu că poți să exprimi în secundele sau minutele alea ceva de interes pentru comunitatea ta. Deci, pe lângă video-uri și live-uri, funcționează foarte bine articole din blog. Hardonul, noi chiar avem un blog unde avem informații utile. Suntem o echipă care... Pe lângă Cosmin, care scrie articole, suntem și noi o parte din echipă care scriem articole, fiecare pe nișa lui și fiecare pe partea lui. Și atunci noi ne folosim foarte mult de conținutul din blog și să știți că cel puțin la noi funcționează foarte bine. De asemenea, indiferent de nișa în care ești, dacă tu poți să scrii despre produsele tale, activează-ți, fă-ți un blog, activează-ți blogul, platformă, dacă nu știi cum, scrie-ne pe pagina de Facebook GOMAG,
pe grup, poți să-mi scrii și mie, pe Facebook, pe Instagram, oriunde, să te ajutăm să-ți implementezi partea de blog. Este foarte păcat să ai produse cu privire... Nu, să ai niște produse cărora le poți crea un conținut super ca lumea. Adică, da. How to, cum să, nu știu ce, 5 produse care te ajută la grădinărit, să zicem. 3 piese decorative în casă. Cum să îți plantezi florile preferate în ghiveciul de acasă. Asta cu blogul, pentru mulți e un challenge, li se pare greu și la început chiar este greu orice tip de conținut să faci, dar te ajută mai mult decât crezi pe toată viața business-ului tău, probabil. Da, de cele mai multe ori un blog, în bloguri de obicei se creează conținut evergreen. Uh-huh. Pentru că și peste 10, 15, 20 de ani, tot la fel o să plantezi florile alea în ghiveci. Da, da. Tot la fel o să îți pui parchetul în casă. Vorbim despre niște lucruri pe care oamenii le caută și atunci dacă tu vinzi produsul X și vii cu un articol pe blog despre cum să produsul X sau de ce să produsul X, clientul de obicei va fi tentat să citească articolul de pe blogul tău și va cumpăra de la tine, nu va merge la concurența ta. Revenind la partea cu ce tipuri de postări poți să abordezi, ce funcționează foarte bine sunt postări de tip poză, imagine și text. Uh-huh. Ai o poză drăguță cu un produs, poți să pui o întrebare, poți să încerci să creezi engagement prin a îndemna la comentarii. Da, da, important asta cu engagementul, comentariile. Și noi am și vorbit despre asta la un moment dat, când am avut noi 30 Days Instagram Challenge, da. Să vedem cum funcționează algoritmii și cu cât o postare este mai lăicuită, mai comentată, se creează mai mare engagement, cu atâta va apărea mult mai mult în fața celor care dau scroll pe Facebook și pe Instagram. Da, plus și următoarele postări, dacă o să faci așa o perioadă, o să fie mai afișată, adică îți ajută între contul. Da, da. Și atunci, ce tipuri de postări să abord? De toate. Și mai merge aici să înțelegi momentul omului. Da. Să fii foarte atent acel avatar de client buying persona, să faci postări în funcție de momentul în care se află el. De exemplu, probabil ați observat, noi, de exemplu, la Gomag postăm mai multe videouri seara sau în weekend. Pentru că ziua, orice s-ar întâmpla, oamenii sunt activi, au alte activități, se ocupă de business, nu știu, probabil creează conținut, se ocupă de comenzi, ședințe și toate cele, nu au timp atunci să consume conținut. De atunci merge conținut scurt, deci când consumă omul. Probabil este pe drum, probabil este în metrou, în mașină, la masă, la țigară, la cafea și dă scrolluri care trebuie să fie un conținut așa, digerabil. Da, și să-l faci pe om să stea acolo, să-l faci pe om să-ți dea like, să-l faci pe om să vrea să vadă mai mult de la tine, să-l faci pe om să-ți dea follow, să-l faci pe om să-ți intre pe site, în magazin online. Postează de toate. Încearcă să-ți faci, cum vorbeam, de calendarul respectiv. Hai să luăm un exemplu, nu știu, un mic producător, luăm trei exemple. Da. Un mic, nu știu, producător de handmade-uri. Cineva care face ceva produse, nu știu, leisure cutter sau cineva care de-astea croșetări. Granny-made. Da. Ce conținut ar putea să facă un mic producător, cineva care vinde handmade-uri? La fel... Uleșom Cuta și Granny Made sunt clienții noștri pe platformă și se pare că au urmărit foarte, foarte mult activitatea noastră și au citit foarte, foarte bine articolele scrise de noi pe partea de social media și au niște feed-uri, adică niște pagini de Facebook și niște conturi de Instagram super faine. Ce fac ei? Își pozează produsele... Cumva pas cu pas. Au o parte de postări care țin de materialele prime. Pe urmă, când se apucă de lucru, de exemplu, cum merge moara, cum facem noi uleiul, cum punem în sticle uleiul, cum ambalăm, cum trimitem către clienți, iar apoi feedback-ul clienților. Înțeles. Feedback-ul care și review-urile care se pot transforma foarte ușor în postări și într-un conținut care generează încredere. La fel și Granny Made, am văzut și pe Instagram, am văzut și pe pagina de Facebook, postează foarte mult
Granny Made este un magazin online care se ocupă așa un pic de partea asta mai tradițională și croșetează mărțișoare și cercei și o grămadă de chestii din astea handmade de către... sunt două surori plus bunicuța care le ajută. E o chestie foarte, foarte faină și așa de familie. Poveste, da, da, este o poveste, clar, storytelling, adică așa... chestii foarte, foarte faine, repet și acolo, începând de la materia primă, de la pașii de croșetare, produsul finit, când l-am vândut, cum l-am vândut, cum poți să-l porți. De cele mai multe ori, produsele trebuie prezentate in use. Da. Adică degeaba am prezins tu mie o sticlă faină, tare de ulei, dacă eu nu știu unde pot să o pun. Și atunci tu poți să-mi arăți mie 3, 4, 5 rețete care includ uleiul respectiv. Poți să-mi arăți 3, 4, 5 ținute unde pot să porte o broșa respectivă. Ah, bun asta. Deci, practic, ok, poți să spune înainte să facă acele imagini foarte frumoase, dar poți să pună imagini normale din... Da, deci nu vă gândiți că trebuie să aveți un mini-studio acasă. Nu știu, da. Îi faci poză bunicii cum croșetează, transparență, partea umană. Exact. Bă, exact. Suntem, asta facem. Și trebuie să te gândești și la partea de umanizare de care ziceam. Tu gândește că tu poți să fii clientul tău cumva. Ah, da. Gândește da. Tu la tine. Ție ți-ar plăcea conținutul ăsta dacă ar fi să nu fie asta afacerea ta? Dacă nu ar fi asta pagina ta de Facebook, ție ți-ar plăcea ce se postează acolo? Ce ai schimba? Dacă pleci la partea asta și poți să ceri idei, chiar și de postări, chiar și de conținut, chiar și de articole de blog oamenilor din comunitatea ta. Pentru că familia și prietenii tăi vor spune, oi, ce mai faină afacere, ești cel mai tare, vai, e super, super tare. Da, familia și prietenii sunt de partea noastră cumva, dar niciodată nu vor fi 100% sinceri cu noi ca să ne împingă înspre a vedea că lucrurile mai puțin bune pot fi îmbunătățite. Exact. Și atunci, da, puteți să întrebați, nu știu, dacă cineva ți-a dat un like unei poze, poți să-i trimiți un mesaj. Cum să nu fie nici 7 dimineața, nici după ora 20, că s-ar putea acasă, păi cine îți scrie? Păi îmi scrie brandul nu știu care, păi nu-i tare ok, bun. Încearcă să abordezi, bună, ce ți-a plăcut la postarea noastră? Ce ai vrea să vezi în plus? Spre ce conținut ai vrea să mergem? Ce te-ar face pe tine să ne urmărești mai îndeaproape? Repet, umanizare, comunicare, creație, inedit. Puneți în valoare toate produsele sau puneți în valoare 3 produse din cele 100 pe care le vinzi. Da, cred că aici merge să faci un research pe Instagram, pe hashtag-uri și să vezi top cele mai likuite sau comentate imagini sau videouri și clar. Să încerci să replici ceva, chiar dacă sunt la nivel internațional. Dacă normal. Sunt din nișa ta... Nu copiem, niciodată nu copiem, doar ne inspirăm. Vezi ce fac competitorii mari care sunt în aceeași nișă cu tine. Dacă ei au postat cu ieșit soarele și și-au băut toată echipa cafeaua pe terasă, nu posta și tu chiar azi sau mâine. Postează peste 2-3 săptămâni, dar așa într-un alt cadru. Și orice idee găsiți, că e pe Facebook, că e pe Instagram, notează-ți. Că e în agenda. Sau fă-i o poză. Da, sau fă-i o poză, sau fă-i un... print screen sau fă orice, încearcă să-ți aduni conținut pentru postările viitoare. Alexandra, cum să-și aleagă oamenii canalele de comunicare, respectiv rețele sociale, pentru că sunt tot mai multe, mai apar, mai cresc, se mai schimbă. Ce facem? Pentru că, da, știm, este ok să fii peste tot, dar să vedem ceva pentru cei care au de canale noi sau care încă sunt mulți care nu sunt. Alegerea rețelelor sociale și a canalelor de comunicare trebuie făcută cumva în aceeași manieră în care ai făcut alegerea produselor pe care vrei să le vinzi. Ah, bun asta. Adică dacă tu nu vinzi scutece pentru copii, șurubelnițe, piulițe, creme de față și tot ce este pe piață, înseamnă că ai făcut niște studii, te-ai gândit, măi, cum pot eu să vând și piulițe și scutece pentru copii? Nu am cum să-mi targetez oamenii cu toate produsele pe care le am eu. E foarte greu și oamenii nu înțeleg asta. Și oamenii vor să fie peste tot. Și e ok să vrei să fii peste tot. E ok să vrei să fii pe toate rețelele de socializare. Dar, mai presus de asta, în secunda în care ești pe toate rețelele de socializare, ar trebui să fie așa o perioadă, să zicem, limitată.
și să testezi, să vezi. Avem așa, Facebook, care știm că este cea mai utilizată rețea și în România și la nivel mondial. Pe urmă avem Instagram, pe urmă avem Twitter, avem LinkedIn, avem mai nou TikTok. Da. Am cont. Da, Cosmin are cont de TikTok. Nu prea sunt activ. Mi-ar trebui să-mi fie rușine pentru că nu am testat TikTok, dar am o vagă impresie că o să mă forțeze Cosmin să o fac până la urmă. Da, sunt șeful la rău atunci. Nu, nu-i șeful rău și nu-i nici boss și nu. Este Cosmin, este Cosmin. Și este omul care, pe lângă că ne înțelege pe noi, care suntem peste 20 de oameni la birou, îi înțelege pe toți clienții și pe viitorii clienți ai noștri. Mulțumesc! Ca să da. Vedeți ce înseamnă lobby-ul. Ce este foarte important când urmează să-ți alegi canalele de comunicare? Vezi ce conținut vrei și poți să creezi. Adică, dacă tu ai trac în fața camerei, dacă nu ai chef, timp, echipă, să-ți faci video-uri, deși la ce telefoane avem în 2020, da. Putem zice că avem un mini-studio în fiecare telefon mobil. Da, da. Dacă tu nu vrei să creezi conținut video, nu are sens să fii pe YouTube. Da. Este consumator de timp, de energie, pentru tine. Pentru tine și pentru brandul tău. Și atunci, dacă produsele tale dau foarte bine în poze, du-te pe partea de Instagram. Poți să folosești și Pinterest. Dacă crezi că ai o nișă unde poți să comunici și vizual, și pe parte de text, și pe parte de video, alege Facebook-ul. Facebook-ul și Instagram acum merg un pic mână în mână. Aici vorbim și pe partea de campanii, pentru că este mult mai simplu având o pagină de Facebook, un cont de Instagram business, despre care am mai vorbit foarte mult și avem și articole da, scrise de mine, cu lucruri testate de către mine, cu lucruri testate de către noi, pe conturile noastre de socializare. Încearcă să îți alegi canalul de comunicare în funcție de conținutul pe care crezi că poți să-l creezi și acel conținut să fie interesant, să fie de impact, să se poată viraliza destul de ușor. Să fie util pentru... Da, să fie util. Utilizatorii de acolo, adică exact. Să fie digerabil. Deci. Și plus de asta să împingă un pic spre vânzare, pentru... Da. Ok, tu creezi conținut, dai oamenilor tot ce le trebuie, tot ce au nevoie ca să-ți cunoască ție produsul, dar la un moment dat trebuie să-l împingi pe omul respectiv spre vânzare, pentru că tu nu o să poți să trăiești din like-uri. Da. Apoi, nu uita de newsletter, indiferent de nișa în care ești, nu uita de newsletter, ce am mai putea să spunem aici. Cel mai important ar fi să-ți faci și un calendar, ca să tot vorbim și de partea asta. Poți să-ți faci un calendar, că îl faci cu pixul pe hârtie, că îl faci într-un document în Google Drive. Ca un CRM-ul din platformă. Exact, asta am vrut să zic, dar se pare că gândim la fel. Sau poți să folosești CRM-ul din platformă dacă ești client Gomag și atunci acolo, chiar dacă e singur, chiar dacă ești cu o echipă, aveți acolo așa stabilite anumite lucruri. Te mă gândeam la ceva acum te-am întrerupt. Nicio problemă. Asta cu calendarul. Și tu spuneai la început că poți să-ți faci conturi peste tot și să vezi unde... ce conținut poți să faci, exact ca și produsele. Da. Și spunea de mai multe rețele sociale. Nu le mai enumăr pentru că da, le-a spus. Toată lumea le cunoaște. Da. Ideea e că poți să-ți faci conturi pe toate rețele sociale și să vezi după 30 de zile unde ai reușit să devii activ și ce s-a întâmplat. Vezi pe care ai fost mai activ și ce s-a întâmplat acolo. Da. Și după următoarele 30, mai vezi odată, mai faci un review și pe urmă vezi în care parte vrei și poți să mergi. Când noi spunem că nu trebuie să fii pe toate rețelele de socializare, nu ne referim doar la o perioadă scurtă de timp de testare. Adică dacă tu crezi că ai timp, resurse să fii pe o rețea socială care nu este de așa mare interes pentru tine, tu poți să stai și 6 luni acolo. Ideea este că o să ai date măsurabile și asta o să te ducă pe tine înspre o alegere mult mai ușoară în ceea ce privește alegerea canalelor de comunicare și a rețelelor de socializare.
Da, și e important să fii activ după ce ai un cont acolo, știi? Doar pentru că tu ai un cont acolo și ți l-ai pus în site-ul tău cu link, nu înseamnă că tu ești prezent acolo, știi? S-ar putea să te contacteze cineva acolo și să aibă o dezamăgire pentru că tu nu i-ai răspuns. Nu i-ai răspuns pentru că nu ești acolo, adică... Și atunci, clar, o să încălcăm și ce spuneam că legat de trenduri 2020 cu umanizare. Da. Da. Nu poți să-ți umanizezi business-ul dacă nu ești pe rețelele sociale, unde mm-hmm. oamenii sunt și socializează. Exact. Bun. Tu te mai ocupi și de conturile clienților. Ce așteptări au clienții când colaborează cu cineva, cu o agenție, de exemplu, pe social media, sau ce așteptări ar trebui să aibă versus ce așteptări au? În primul rând ar trebui să aibă niște așteptări realiste versus așteptările pe care cei mai mulți le au și adică... Mie îmi place foarte mult să vorbesc pe românește, adică cei mai mulți au impresia că dacă dau niște bani cineva trebuie să facă exact așa cum zic ei, chiar dacă ei nu sunt specialiști în domeniu, și atunci am făcut așa o corelare între eu când și tu dansezi. Da. De cele mai multe ori se întâmplă asta. Oarecum clienții vor să execuți dorințele lor mai mult decât să faci ce și mult mai mult decât să gândești, da, adică de foarte multe ori procesul tău de gândire și de punere în aplicare a ideilor pe care oricum le vei discuta cu clientul și pe care noi le discutăm cu clienții și foarte mulți sunt reticenți doar pe ideea asta că, băi, eu îți dau o sumă de bani, tu trebuie să faci, tu trebuie să-mi aduci. Eu trebuie să vând datorită ție, eu trebuie să am rezultate, ok? Dar hai să ne uităm un pic, să ne ridicăm deasupra situației, să vedem ce se întâmplă în, pe partea asta de social media. Trendurile se schimbă. De foarte multe ori ce a funcționat luna trecută nu funcționează astăzi și nu va funcționa și atunci. Oamenii de marketing trebuie să se adapteze foarte mult la ce se întâmplă în piață. Trebuie să înțelegem comportamentul clienților, trebuie să înțelegem comportamentul consumatorilor, trebuie să înțelegem tot și... Algoritmii aplicațiilor. Aia în special, pentru că aud de foarte multe ori, de ce nu mi-a generat 100 de like-uri postarea asta? De ce? În primul rând, oamenii nu au răbdare. Da. Asta este o mare problemă în partea de social media. Știu că toți ne dorim să se întâmple lucrurile a doua secundă după ce s-a postat ceva. Știu că toată lumea vrea să aibă un conținut care se viralizează și foarte mulți reușesc să facă asta. Dar dacă tu ca și client ești pe ideea, uite, eu am suma asta de bani, eu te plătesc pe tine în fiecare lună să faci asta și tu nu-mi generești ce vreau eu, trebuie să te întrebi de ce nu se întâmplă asta. Trebuie să-ți pui întrebarea de ce eu ca șef, să zicem, nu pot nici cum să generez ceea ce vreau. Pentru că mai presus de orice buget pe care tu îl ai, trebuie să înțelegi că în spatele agențiilor de marketing și în spatele, dacă vrei, GOMAG, sunt oameni care în primul rând gândesc. Și atunci da. Tu plătești, ca și client, tu plătești ideile oamenilor care te ajută pe tine să crești. Și nu trebuie să ai atitudinea asta de șef, boss sau orice alte apelative din astea pe care le discutam, chiar îi ziceam și lui Cosmin și Cosmin știe foarte bine și sunt foarte multe cazuri de oameni și de clienți care zic, uite, eu îți plătesc asta, tu te ocupi de segmentul ăsta, eu am plecat în vacanță și lasă că ne auzim noi și o să te trag eu pe tine de perciuni că nu mi-a mers mie campania. Dacă tu ca owner de afacere nu te implici în afacerea ta, poți să dai câți bani vrei. Cea mai importantă chestie este comunicarea. Am înțeles. Da, asta este la baza tuturor relațiilor de colaborare. Da. Și nu numai, și relațiilor umane, practic. Exact. Bun, deci am cam lămurit în mare ce e cu social media, cu postări, cu umanizare, socializare, implicare. Da. Hai să vedem... când apar bugete și cum calculăm, pentru că social media direct prin postări este destul de greu să genereze vânzări, mai ales dacă vorbim de 80-20, 80% educare, 20% vânzare. Da, da. Dar când vorbim de vânzare, clar trebuie să vorbim de bani, de bugete. De bani, de bugete și
Mie nu-mi place să vorbesc neapărat despre forțarea vânzării, pentru că practic nu forțez vânzarea. Nu. O ajut un pic, adică știți când eram mici și am învățat să ne dăm pe bicicleta aia cu două roți și ne ținea cineva din spate? Ei, ăla e bugetul. Business-ul tău și postările în social media ești tu pe biță, da? Și mâna aia din spate care te ține pe tine drept și te ajută să mergi și să înveți și să vinzi mai mult, e bugetul din spate. Sunt campaniile de trafic, sunt campaniile de remarketing, sunt campaniile boost postare, sunt toate campaniile de Facebook și de Google pe care tu le poți avea pentru business-ul tău. Când vorbim de bugete și cum le putem calcula, știm, indiferent despre ce vorbim, știm că bugetele de obicei fac parte așa din niște subiecte din astea super sensibile, dar cât ai investit, dar nu-ți spun, dar să vezi ce buget am eu. Hai să nu fim neapărat ipocriți. Hai să fim realiști. Dacă tu ai un business micuț de familie și nu depinzi de 5.000 de euro buget pe lună, tu nu trebuie să minți pe cineva că tu ai 5.000 de euro buget. Da. Nu, adică, cum să zic, îți furi singur cărciula. Și știm foarte bine că mulți facem asta. Nu s-a așteptări ca și cum are unul de 5.000. Da, corect. Tu trebuie să faci pașii aia micuți pe care au făcut și brandurile mari ca să ajungă mari. Încet, încet. E clar că tu, un brand micuț, este destul de greu să te compari cu unul mare care are bugete de marketing lunar, probabil cât ai tu cifră de afaceri. Dar nu trebuie să te descurajezi de asta. Poți să iei în calcul bugetul înainte să-ți lansezi afacerea. Da, adică trebuie să iei în calcul probabil partea de business obiectivele tale, KPI-urile. Da, da. Gen, câte vânzări vrei să ai? Dacă știm că în România media la rata de conversie e 1%, știi că trebuie să ai în medie 100 de vizitatori unici ca să ai o vânzare. O conversie, da. Pe urmă, dacă vrei să ai 10, trebuie să ai 1000. Și? De acolo încep alte distracții, alte discuții, alte... Da, și cu cât brandul tău devine mai cunoscut, pentru că campaniile astea de Facebook și de Google, automat, pe lângă banii aia cheltuiți, care chiar dacă nu-ți aduc pe moment conversii, ție ți-aduc notorietate, pe tine te ajută la brand awareness, pe tine te ajută pe viitor oricum, ca brandul tău să fie cunoscut. Adică dacă tu astăzi, eu nu știu, ai un 30, 40, 50 de lei pentru un boost postare și tu nu ai vândut nimic timp de o săptămână din acel boost, gândește că poate ai primit niște like-uri la pagină. Gândește că poate ai apărut cu postarea respectivă și cu campania respectivă în fața unor oameni care nu știau de tine. Da, ideea e că astea cu boost postări se dau când ai buget limitat. Adică când vrei să ai ceva. De exemplu, cu 40-50 de lei pe săptămână, campaniile de trafic nu o să te ajute foarte mult. Știi? Dacă ai pe zi, începem să discutăm. Ideea este că atunci când se discută de bugete, cei mai mulți sunt supărați și sunt dezamăgiți pentru că, păi mi-am mâncat Facebook cu bugetul, că să vezi, că... Nu. Dacă ai un buget mic, nu poți să te aștepți la niște rezultate foarte mari. Și la fel ca orice în viață, dacă le faci, nu neapărat gradual, dar dacă ai niște așteptări realiste, o să te bucuri de fiecare conversie în parte. Da, și asta trebuie ținut aminte. Cu cât bugetul tău este mai mic, cu atât implicarea ta personală în business și în relația cu clienții trebuie să fie mai mare. Mai mare, da. Da. Aici e direct proporțională treaba asta. Da. Pentru că tu când ești mic și n-ai bugete, te implici mai mult sau trebuie să te implici. Dacă nu vrei să faci nici asta, sunt 100% șanse ca business-ul tău să moară. Aici este locul în care tu faci diferența și între tine business la început sau în creștere versus cei mari. Pentru că companiile mari nu mai pot să umanizeze atât de mult aceste discuții. Acolo vorbim de automatizări și procese, proceduri. Da. Deci asta deținu cont. Așa este. Oricum, ideea este să îți pui pe listă un anumit buget. Dacă crezi că vrei să, nu știu, ai 2-3 luni în care investești un pic în campaniile astea, fă-ți un mic buget, așa, pentru început. Vezi cum funcționează. Ideea este că cu cât vei investi mai mult, cu atâta vei primi mai mult. Deci ideea că după primele 100 de euro, începi să înveți, să vezi cât este costul de achiziție client.
Eu am zis că după 500 de euro aș merge către 1000 de euro testat și atunci vezi și canalele care și cum funcționează. După ce vezi costul de achiziție client, mai vezi informațiile care să răspund la întrebarea de ce nu cumpără oamenii, pentru că rata de conversie este 1%, dar trebuie să vezi cum poți să-i ajuți să cumpere mai mult. Corect. Ce trebuie să faci la campania aia, la campania de trafic, la prezentarea produselor, la site, pentru ca să convertești mai mult. Cum să-ți instalezi corect pixelul, cum să-ți manageriezi partea de business manager. Uite, asta o să fie un nou episod despre cum începi să-ți faci campania de așa. Da, tare. Da. Da, da, putem discuta. Bun. Și acum am cam ajuns în partea de final și să vedem, nu știu, o recapitulare. Deci, s-a discutat. Știți cine e Alexandra acum? Da, da. Ce înseamnă? Am vorbit despre activitatea. Ce înseamnă activitatea de social media în 2020? Am zis că spune accent foarte mult pe creație, pe inedit, pe partea de umanizare brand, pe partea de comunicare. Ca așteptări a clienților când colaborează cu o agenție de marketing, așteptările trebuie să fie realiste, atitudinea trebuie să fie una pozitivă, trebuie să fii acolo atunci când oamenii din agenție își cer niște informații pentru că aceștia vor să lucreze cot la cot cu tine pentru creșterea business-ului tău. Adică, să înțeleagă și mai bine, mă gândesc acum, trebuie să știi că în multe agenții oamenii știu cum să atragă atenția pe rețele sociale. Da. Da, sunt exact. Mai creativi și știu să facă postări așa un pic cu un iz de interacțiune, da. Și știu cam când și ce să posteze și probabil să-ți dea sugestii când să bagi bugete și în ce. Exact, corect. Cel mai bine spus că așa. Oamenii nu fură banii clienților pentru produse. Corect, corect. Așa. Am vorbit despre cum să-ți alegi canalele de comunicare și rețelele de socializare. Am zis că ar trebui să testăm aproape toate canalele de comunicare, rețele de socializare. Și să vezi unde ești bun. Să vezi unde ești bun și ar trebui să începi să creezi conținut cam din toate modelele de conținut, să zicem așa, să vezi la ce ești bun, unde te poți perfecționa și pe ce rețea socială să alegi să te promovezi. Ca tipuri de postări, ar trebui să încerci de toate, începând de la video-uri, de la live-uri, la postări carusel, la postări multimedia, la postări poză și text, la postări articole, share-uri din blog, orice conținut pe care îl ai, încearcă să îl postezi în diferite moduri. Și diferite canale. Da, și diferite canale. Am vorbit și despre bugete și cred că la partea de bugete Cosmin poate să concluzioneze cel mai bine treaba asta. Da, dai să amplifici ce vezi că funcționează, să vezi după primele 100 de comenzi care este costul de achiziție client și atunci poți să începi să scalezi și răspundeți la întrebările de ce nu cumpăr. Adică atunci când primești rapoarte de la agenția de marketing, una o să fii cu pretenții să ai mai multe vânzări, este absolut normal, dar în primele luni întreabă-i de ce cred ei că oamenii nu cumpără, ce ar trebui făcut. Și acolo cred că mai avem ceva episoade despre rata de conversie și întrebări și chestii de genul. Se pot. Da. Dacă sunt întrebări, sugestii și idei, hai să le discutăm, se pot face comentarii în landing-ul de la podcast, Da. Sau unde se vede acest video, sau pe grupul nostru pe e-commerce cu Gomag. Da, sau un mesaj pe pagina de Facebook Gomag, sau pe contul nostru de Instagram Gomag. Bun, așa că spor în activități tuturor, Alexandru. Da, mult succes și spor la făcut postări, spor la strâns bani pentru bugete, da. Și succes tuturor și nu uitați să fiți acolo, să fiți online. Da, mersi și ne mai vedem. Mulțumesc și eu și ne vedem la următorul episod. Nu știu, o să vedem când, dar ne vedem și ne auzim la următoarea pastiluță. Bun, tare! Pa!